Slăviți să fie Domnul! Am vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și să citim în biserică, cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și anume versetul 18. Mulțumiți-Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Până să le ocupați toate. Mă bucur să fim împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Și Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 46, că întâi vine cei cred și după aceea cei pomâncesc. Pentru mine, firesc, în seara aceasta, a fost ca să mă uit la construcție asta. Și m-am uitat, am venit mai devreme, m-am uitat, așa cum o are aminte, și chiar dacă e târziu, dați-mi voie și mie să vă fericit pentru ceea ce ați realizat și să spun că Dumnezeu să vă binecuvânteze. În Sfânta Scriptură, casa lui Dumnezeu e prezentată în mod gradat, așa. Prima dată întâlnim denumirea aceasta în momentul când Iacov, în drumul său spre Haran, a înmoptat într-o seară în pustia Luz, a luat o piatră, a înfipt-o acolo și a spus, asta e casa lui Dumnezeu. De ce era acolo casa lui Dumnezeu? Pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. Mai târziu, Moise a luat cortul lui, l-a dus în afara taberei și cortul lui s-a numit Casa lui Dumnezeu. Era un cort, simplu. Apoi vine Solomon care construiește faimosul templu de la Ierusalim. Și parcă Casa lui Dumnezeu era din ce în ce mai frumoasă. Dar eu zic că nu se termină acolo. Apostolul Petru, în 1 Epistol, capitolul 2, versetul 5, spunea și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Casa lui Dumnezeu sunteți voi în seara aceasta. Care casa lui Dumnezeu? Hai să admitem că și în locația aceasta, dar împreună cu oamenii care s-au adunat. Și doresc ca întreaga casa lui Dumnezeu în seara asta să fie binecuvântată. M-am tot gândit ce să cred. Fraților care m-au invitat, am spus, eu nu sunt evanghelist, eu știu asta, dar am ales un cuvânt de învățătură. M-am rugat Domnul și când am ajuns aici, mi-a venit gândul ăsta. Dar așa a venit cu insistență că n-am vrut să mă depărtez de el. Și am un cuvânt care poate fi o învățătură pentru toți creștinii. Eu o spun din capul locului. Nu am o Biblie pentru pentecostal și alta pentru ortodoși. Nu am o învățătură pentru catolici și alta pentru baptiști. Ceea ce vreau eu să predic în seara asta, se potrivește la toți care sunt creștini aici în Dobrin, în care am un mic sau mai pentru doi prieteni de acolo, pe fratele Dinu, pe fratele Copteofil, un fost coleg al meu de serviciu. Deci, ceea ce vreau să predic, e o lecție care trebuie să o avem, să o știm și să o practicăm toți creștinii, Doamne ajută! Nu știu la bilanțul care l-ați făcut dumneavoastră în anul 2019, cum ați ieșit. Nu știu ce gânduri v-ați propus pentru anul 2020, dar eu m-am văzut restanțient cu un lucru înaintea lui Dumnezeu. Și am promis, Doamne, în anul 2020 voi fi mai atent în direcția aceasta. Pentru că noi trebuie să știm care e voia lui Dumnezeu. Ce vrea de fapt Dumnezeu de la oamenii din Dobrici, de la creștini care trăiesc pe mereu de acestea, ce ar vrea Dumnezeu de la noi? Una din dorințele lui Dumnezeu pentru noi o exprimă Pavel aici și spune mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, căci aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Cum stăm la capitolul mulțumiri? Și despre mulțumiri mi-am propus să predic eu o seară aceasta și să vă îndemn pe toți cei prezenți și pe bine însumi să fim un pic mai străbuincioși și mai harnici în ce privește mulțumirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Doamne ajută!
Psalmistul o consideră ca o jertfă. În Psalmul 50, versetul 23 spunea, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela nu păstrăvește. Și cele ce vechează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Deci mulțumirea mea care o aduc, este o jertfă pe care eu trebuie și pot să o aduc înaintea lui Dumnezeu. Și tu trebuie să aduci jertfe înaintea lui Dumnezeu. Nu mai aduce jertfe ca în Vechiul Testament, unde au pus râuri și râuri de sânge și s-au ars munți de tămâie și milodie. Jertfa care vrea Dumnezeu de la noi, una din jertfele acestea, e mulțumirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Eu m-am dus cu gândul în Vechiul Testament și am pus să văd. Când trebuiau evreii să aducă jertfe de mulțumire? Și în Numeri, capitolul 29, versetul 39, spune acolo, pentru împlinirea unei juruințe. 29, pentru împlinirea unei juruințe, trebuia să aduce o jertfă de mulțumire. Adică dacă Dumnezeu mi-a făcut mie o juruință, eu trebuie să-i aduc lui o jertfă de mulțumire. Dacă Dumnezeu mi-a făgăduit, mi-a promis ceva și am împlinit asta în viața mea, eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum mă întreb. Dumnezeu a împlinit față de voi făgăduințele lui? Dumnezeu va trebui binecuvântările care le-a promis? Ce trebuie să facem noi? Care e răspunsul noi? Este jertfa de mulțumire. Sau? Dacă eu am promis la cineva ceva și Dumnezeu mi-a îngăduit să împlinesc promisiunea, eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui, eu am reușit asta. Dar dacă ați promis ceva, vă rog, împliniți-vă promisiunea. În Eclesiastul, capitolul 5, versetul 2 spune, nu te pripi să deschizi gura și gura ta să ia hotărâri din asta, dar primit înaintea trimisului Domnului. Dar Eclesiastul 5:4 spune, dacă ai făcut o juruință împlinită. Cu multă vreme, în urmă, m-am dus în spitalul din Suceava, ca să mă rog pentru o soră bolnavă, să-i facem ungerea cu un delem, așa cum arată Sfânta Scriptură. Când ajung acolo, vreau eu să intru la urgență, o soră de la noi, din sat, mă vede și vine la mine și spune, vai, frate, dragul și bine, cum vă văd, mi s-a făcut ale meu, era o femeie însărcinată și am venit aici la urgență și medicii mi-au spus că trebuie să fac avort, că viața nu-i pericol. Măi, dar tu vrei să faci ceva? Nu, frate, dar ea de-a mult s-o pierd acasă. Și ea spune, nu știu ce să fac. De tu de acasă vine și de rugători de medicii. Ea o fugit acasă cu bărbatul, noi am făcut la o soră în vârstă, ne-am făcut mâncerea cu un delem, ne-am rugat pentru ea și nu ne-am dus acasă, ne-am dus la ea. Facem o rugăciune și Domnul mi-a dat un lucru. Și spune, mă, fie soră, tu ai o juriță care ai făcut-o și n-ai împlinit tu? Ea spune, da. Și îi spune bărbatul Dorin, și tu ai o juriță care n-ai împlinit tu? El spune, da, am promis că merg la o vădă, să-i tai, nici n-am fost. Dar în dimineață, zilei, la ora 5, bă, păi nu te duci la cine, nu te mai folosi, măi. Dar du. Și ea treabă de asta zbornavă? Nu știu dacă de asta. Dar Domnul mi-a arătat că ai făcut o juruință și n-ai împlinit-o. I-am făcut ungerea cu un delem, Dumnezeu i-a făcut bine, o născut, are o fată, fata-i mare, cântă la cor și Dumnezeu i-a dat binecuvântare. De aceea spun eu, dacă faci o juruință, când reușești și trebuie să reușești, să o împlinești, să te ții de cuvânt, adă Domnul o jertfă de mulțumire. Amin? Când ai reușit în viața asta de toate zilele, în Numeri, capitolul 7, la versetul 88, acolo spunea despre jertfele de mulțumire, cât e dobitoare ce s-au adus. Ai o realizare în viață. Noi recunoaștem dependența de Dumnezeu. Noi recunoaștem că Dumnezeu este acela care ne ajută în fiecare zi. Și avem atâtea trece și motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și acum, când ai o reușită în viață, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Îi pomenește.
sentimente. E frumos așa. Eu am o predică tare, sigur, în seara asta. Și nici nu vreau să conflict de rog. Este până aici am fost înțeles, nu? Când Dumnezeu ne ajută realizarea unui lucru, să-i mulțumim Domnului. Erau jertfe de mulțumire la punerea în slujba unor oameni. Când Aaron a fost numit ca mare preot, jertfă de mulțumire. Salomon, fiul lui Chis, a fost împărat, jertfă de mulțumire. În numele capitolul 6, Nazireu, un om care se dedica cu totul Domnului, aducea o jertfă de mulțumire. Dar am mai găsit evreii aducând jertfe de mulțumire și eu n-am înțeles de ce. Spune cuvântul Domnului că niște oameni evrei din familia lui Belial, din Ghibia lui Beniamin, în Judecători, capitolul 19, au săvârșit un păcat teribil, ce nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Adunați în cetatea Mitzva, pe câmpia Mitzva, au venit toți bătrânii evrei și au hotărât să meargă la Ghibia lui Beniamin să-i pedepsească pe păcătoși aceia. Dar cei din Ghibia lui Beniamin n-au vrut să-l dea pe nepoților, pe copiilor, au văzut pe păcat, dar solidarizat cu el. Și atunci a pornit război. Din toate semințiile lui Israel s-au atras războinici, au plecat un război împotriva cetății Ghibea. Se spune cuvântul Domnului și n-am înțeles de ce fiii lui Beniamin au ieșit, au luptat cu evreii și i-au omorât 22.000 de oameni. Ăia trei, eu vă duc pe cei buni, în prima zi. Gândiți-vă dumneavoastră, nu știu aici a cât locuitor are în obligul. Câți are? Nu, 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 nu. 22.000 de oameni sfârticați de sârbii, agonizând acolo, pe câmpul de luptă. A doua zi, iar și o creștare puternică. Și Beniamințe i-au omorât 18.000 de oameni. În două zile, 40.000 de oameni dintre izraeliți au murit. Se pare că răul triumfa, era mai bun. Și în a treia zi, spune Judecători 20:26, versetul, în a treia zi, izraeliți au adus Domnului jertfe de mulțumire. Eu așa și m-am zis, dar pentru ce nu mulțumim? Pentru că au pierdut războiul? Pentru că două zile au fost bătuți? Oare de ce au bătuți? În Romani, capitolul 5, la versetul 2 în jos, spunea, lui datorăm faptul că primați în stare de credință care o avem, ba mai mult, versetul 3, ne bucurăm și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință, biruința aceasta aduce nădejde, nădejdea nu ușoară, de dragă spre Dumnezeu, Roman 5:5 a fost sunat de nimeni noastră prin Duhul Sfânt, dacă nu pot da. Revin la versetul 3. Ne bucurăm în necazurile noastre. Și acum eu vă întreb, care din, aici din Dobric e așa de pocăit ca să se bucure necazul și să mulțumească Domnului pentru necaz? Eu eram odată tare amărât, eram la serviciu și așteptam un răspuns de la Domnul. M-am tras sertarul de la birou și am spus, Doamne, unde dai și-o cuvânt? Am deschis Biblia, Iacob, capitolul 1, versetul 2. Frații să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Care din dumneavoastră se bucură de încercări? Care se bucură de necazuri? Și care mulțumește Domnului pentru necaz. De foarte multe ori noi nu înțelegem rostul încercărilor și al ispitelor în viața noastră. Și ele cred că au trei lucruri benefice care lucrează în viața noastră. În ispită și în încercare, te cunoști mai bine pe tine. Că dacă toată lumea te laudă, te aplaudă și curăță scaunele de tine, nici nu-i greu să fii pocăit ca Domnul. Dar când treci prin ispită, prin încercare, atunci îți vezi calibrul tău de creștin. Cât ești tu de puternic.
În al doilea rând, ispita sau încercarea te face să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. Că este un Dumnezeu care ne ajută în încercările noastre. Abia atunci, în necaz, în ispită, te apropie de Dumnezeu, strigi către El. Și în al treilea rând, încercarea sau ispita ne califică pentru slujire. După ce noi înșine am fost încercați, am fost ispitiți, de acum știm cum să slujim acelor care sunt încercați. Eu am o poveste la noi. Am un frate care era talentul. Și răutăcios, frate, la mor. Odată cineva m-a trimis în biliet, ne rugăm pentru o scoră și el a spus, voi faceți de păcate și apoi trimiteți biliet, ne rugăm pentru voi. Și era frumos, a plin de rugăciune. Uitați, ca este un mic copil. Dumnezeu îngăduit este un cancer. Terică. O fost purtat la spitale, am intervenit și lui, dar noi adunarea am postit și de aducare zile și zile la rând. Dumnezeu s-a îmbunat și s-a vindecat. Eu crescut crâncenii la coi, eu crescut părul la coi, după put roșu, mă braz. Când o vine adunare, am fost atingă de Crăciun. Și-o primit un bilet să ne rugăm pentru cineva bolnav. Și acum spunea frață, să ne rugăm pentru sora pe tare, e greu să stai în spital și să fii. Și eu mă gândeam în mintea mea să trebuie un cancer ca să știi că e greu. Încercarea, explica asta, ne califică ca să putem sluji celorlalți. Dar de fiind la gândul jertfelor, care din noi e atâta de pocăit ca să înțeleagă că necazul îngăduit de Dumnezeu va finaliza cu o binecuvântare și să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Mai avem un verset în 2 Corinteni, în capitolul 12, în 10 parte, scria Apostolul Pavel, de acolo hai să citim, îmi place versetul acesta, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonii, în strântorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Care simte plăcere în defăimări? Să vă vorbească cineva de rău, mai ales spune drept și tu să te bucuri pentru asta. Este un înalt nivel de spiritualitate pe care trebuie să-l atinge. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Am mai întâlnit o jertfă de mulțumire, dar de perceput în toată Scriptura ca un om foarte smerit. Odată l-a atacat și cu el mândrie. Și odată vorbim la Ioan și cu Țierui în 2 Samuel, capitolul 24, se facă numărătoarea poporului. Și Ioan și cu Țierui spune, dar pentru ce pe Domnul meu să tine? El a spus, nu, du-te și nu. Dumnezeu s-a mândriat pe mândria lui David. Și a lovit Israel cu ciu timp de 3 zile. Și spune că la 3-a zi, în aria lui Arana, David s-a întâlnit cu Îngerul Domnului, un Înger frumos, care îl lupea și-a omorat cu ciuma din Israel. Cum vă rămâne pe aria și în versetul 25, din 2 Samuel 24, David aduce o jertfă de mulțumire. Și când aduce jertfa de mulțumire, mânia Domnului a încetat. Mi-a spus o mulțumire anticipată, nu? Dar pentru asta depinde mult de credință. În vremea în Ceaușescu, știu că am făcut și eu cerere la direcție, dar știți la urmă, m-a învățat cineva. Cu speranța că de soluționa pozitiv cererea mea, vă mulțumesc, anticipat. Și direct vă spune că se face. Și nu am făcut pozitiv cum am făcut. I-am mulțumit deja, înainte. Ei, dar există o mulțumire anticipată și îți trebuie multă credință. Și un lovea în Israel, mii de morți de cât în timpul țării și David aduce jertfe de mulțumire. Și Dumnezeu când vede jertfele astea de mulțumire, își oprește și potorește mânia. Povestea de cel cu frate de la Rădăuți, avea un copil foarte bolnav, o trecut și pe la spital, frații s-au rugat pentru el și nu îi făcea bine. Și fratele păstor, care e prieten bun cu mine, spune, soră, nu-ți rămâne decât să mulțumești lui Dumnezeu. Ai putea? Frate Florin încerc. Și îmi spunea că a început să mulțumească lui Dumnezeu pentru situația aceea. Și
Și văzând cu ochii, băiatul este vindecat și este vindecat. Mi-aduc aminte de Domnul Iisus în întâmplarea aceea cu Lazar mort în Betania. Marta îi spune Mântuitorul, frate, sorai, Doamne, că văd din viața ta te duci la mărunt, dar e mort de 4 zile, e la oasă greu. Și Domnul face o rugăciune, frate, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Că Hristos mulțumea lui Dumnezeu, Lazar încă mirosea greu. Și era în fundul mormântului. Și când o strigat Domnul, Lazar ieși afară, oferi puterea de vindecare, și Lazar s-a înconjurat ca o mumie din prieteni până în timp, cum e obicei la Iubrei, o ieșit pe cele 18 trepte de piatră și o ieșit afară așa. Și după ce o spus Domnul, deschidați-o și lăsați-o cu meargă. Asta înseamnă mulțumire anticipată. Să ne ajute Domnul, să ne dea credință, amin? Dar în Levitic, capitolul 6, versetul 12, și cu asta închid problema jertfelor, spunea acolo cuvântul Domnului, în Levitic 6, 12, spunea cuvântul Domnului că grăsimea jertfelor de mulțumire să ardă tot timpul pe altar. Asta îmi spune mie că, în definitiv, chiar dacă n-are ocazii speciale, frații mei de la Domnul, surorile mele și voi creștini care mă ascultați, trebuie să-i mulțumiți lui Dumnezeu în fiecare zi. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Când eu îmi verificam starea mea de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și m-am văzut, am recunosc, am încercat să definez câteva domenii în care ar trebui să fiu eu mulțumitor. Și repet cuvântul din Corinteni 15:46, întâi vine ce-i crezi, nu? Și eu am vrut să văd, în domeniul lucrurilor materiale, în domeniul lucrurilor firești, eu sunt mulțumit? Că au venit niște oameni la Ioan Botezătorul în Luca 3:14 și au întrebat, dar noi ce să facem? Și el mi-a spus, voi să vă mulțumiți cu lefurile noastre. La Dobrico a fost ce aveau? Aveți pensionat de la ceea pe aici? Aveți? Mulțumiți cu pensie? La Domnul, da? Hai să verificăm, să testăm o leagă mulțumirea noastră în domeniul lucrurilor materiale. Mulțumiți cu ce avem? În Evrei, capitolul 13, versetul 5, Pavel spune așa. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Și acum dați-mi voi, că eu sunt curios așa de fie. Voi cei de la Domnul care mă ascultați, sunteți mulțumiți cu ce aveți? Slavă! În Romani 12:16 spunem, nu umblați după lucruri înalte, rămâneți la cele smerite. În momentul când umblăm după lucrurile înalte, s-ar putea să apară nemulțumirea. Nu le putem realiza. Dar un pocăit, un creștin adevărat, care știe că într-o zi cerul și pământul vor trece, trupurile terese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde, un creștin adevărat, indiferent că ești ortodox, pentecostal, baptist, că nu știm, el întotdeauna are o stare de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul. Amin. În Proverbe, capitolul 17, versetul 1, spune așa. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, decât o casă plină de cărnuri cu ceapă. Care vrea la versetul ăsta să spună amin? Nu prea vreți. Așa e că nu prea vă place de exemplul ăsta. E o încercare față de aici, să mărite și își face ea un ideal. Măi, m-aș mărita să am o bucată de pâine uscată, tare ar fi bine. Așa gândiți voi? Care băieți în soară și ar spune, măi, din aia să vreau o bucată de pâine uscată, cum a să mă înțeleg cu ea? Ar fi bine. Nu cumva aveți pretenții mai mari? Și pentru că avem, fraților, pretenții prea mari, intervine nemulțumirea în viața noastră.
În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 78, Pavel spunea că noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm nimic în lume. Versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne îmbrăcăm și avem ce să mâncăm, plinia jos. Spuneți amin? Amin. Dați-vă, pe plăt întrebare. Care din voi, răspunde în Filipeni 4 cu 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduce la cunoștință lui Dumnezeu cu cele ce mulțumim. Care din voi se îngrijorează și foarte stresat, gândindu-se că mâine nu are să dea apă, nu are apă în băut? Care din voi? Păi, Domnule, nu știu ce, de unde să vină eu apă mâine. Este pe unul? Nu. Mergem un pic mai departe. Care din voi e foarte panicat și foarte îngrijorat că nu o să aibă mâine o bucată de pâine? Este pe unul mâine nu are pâine? Nu. Este pe unul din dumneavoastră care crede că mâine nu o să aibă haine? Deci noi nu îngrijorăm pentru pâine, apă și haine. Dar atunci ne ducem îngrijorați. Pentru alte lucruri, noi avem alte vise, alte dorinți, și că nu se pot realiza, atunci devenim îngrijorați. Dumnezeu să ne ierte. Că după îngrijorare, intervine stresul, depresia, gândul sinucidului, și asta e o lanță a slăbiciunilor, da? Care una după alta, păcatele astea s-a aflat după pe alta. Frații mei, eu nu am decât 60 de ani. Noi avem un frate de adunare, are 91 de ani, foarte lucid și predică foarte frumos. Eu când numesc el la predică, eu știu ce predică. Predică de război, predică de foamete, și spunea, fraților, așa era cu o foamete mare, câte 3 zile eu, fiind copil, atunci nu mâncam nimic. Mă duceam în grădină și mâncai clei de la cinete. Mâncam ca să nu mor de foame. Și uite acum câte binecuvântare este România și uite acum câte nemulțumire avem noi. Avem ce mânca, avem ce mânca, avem mai mult decât ne trebuie și dumneavoastră aveți. Avem lucruri care efectiv nu ne trebuie acasă. Nu ne trebuie acasă. Eu odată voiam să fac o curățenie într-un șopron, cum se spune la noi, și dacă am fost țărat și nici mai sunt, m-am dus acolo, aveam palmă de la cale. Am luat o cale, am cumpărat tractor. Cum să arunc o palmă? Aveam niște pături vechi care rămâneam pe cale, în gel, la păduri. Cum să le arunc acelea? Avem o găleată cu calitatea asta cu smoală. Poate mai trebuie o dată. Și tot m-am gândit și n-am nimic de aruncat. Până m-am supărat și 3 zile am cărat și m-am aruncat totul, de atunci până aici nu mi-a trebuit niciodată locul de aia. Dar vreau să mă întreb altceva. Câte haine aveți voi într-o dată care nu le-ați îmbrăcat din multă vreme? Aveți haine? Când dai să iei într-un miraj, cade că aceasta o puținică ca să avea din copilul, da? Dar nu te îndur să dai la un sărac. Nu te îndur să dai la un încărât, că poate mai trebuie. Și eu țin un costum de mire și îmi spunea la nevastă, nu poate să răbesc și o să nu mire. N-am mai reușit să răbesc în mine și o trebuie la un final să-l dau. Fraților, avem ce mânca, avem cu ce ne îmbrăca, trăim foarte bine în România în anul 2020 și avem multă nemulțumire aici. Vă propuneți în seara asta să mulțumim Domnului pentru bucata de pâine? La el e bucata noastră de pâine. După Revoluția din 89, o reporteriță din asta s-a dus în Botoșani, într-un sat, la nevastă la unui preot ortodox, care era mamă la 13 copii. Și-o făcut repede să vorbea la 13 și cu dumneavoastră 15. Îmi spuneți, mama mea preoteasă, cum asigurați 45 de porții de mâncare pe zi? Că e 15 ori 3.
Și femeia asta, o femeie înțeleaptă, sunt doamna recorde. Nu vă supărați, dar la noi în casă, de 45 de ori pe zi, se rostește rugăciunea Tatăl nostru. Noi nu mâncăm fără să spunem Tatăl nostru, ci rugăciunea aceasta este a porumbesc. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi. Și Dumnezeu te dă 45 bucăți de pâine, într-o zi. Eu am apreciat de femeia asta înțeleată. Pâinea noastră nu la guvernul României în definitiv, nici la comunitatea europeană. Pâinea noastră la Dumnezeu și Dumnezeu te poate pâine de toți. Amin? O să fiți mai mulțumitori de acum. Să ne ajute Dumnezeu. E așa o predică de simplă pentru toți creștinii de la Dobric. Voia lui Dumnezeu este să mulțumim Dumnezeu. Amin. Am vrut să iau domeniul sănătății. Sunteți aici. Poate unii din dumneavoastră aveți suficiență. Cred că aveți. Eu am o oboseală. Dimineața suntem la volan, da? În Luca, capitolul 17, de la versetul 11 în jos, Domnul vindecă 10 leproși. Iar în versetul 16, spune Scriptura că unul din ei s-a întors, s-a aruncat la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Pentru sănătatea care o avem, vrem să mulțumim lui Dumnezeu. Amen. Un întâmplat de la noi din sat, om cu experiență, neatent și o retezat de ei. Și îmi spunea, Dragoș, așa mă dor de engetrie și unde îi mă dor acum, dar el n-avea de engetrie. Și în prima dimineață, așa că m-am trezit și m-am întins, eu am întins mâna și am văzut 5 de engetrie. A spus, mulțumesc, 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 ai mulțumit vreodată pentru degete de la mâine. Bătrânul ăla de 91 de ani, care vine de la noi până la 80 și ceva de ani, a avut o semiparalizie, piciorul stâng, mâna stângă, nu-i mai funcționa. S-a dus la spital, doctorul s-a arătat foarte amabil cu dânsul, dar un pic sceptic. Și-a spus, bă, de ea viță. Matale, ai 80 și ceva de ani, nu prea avem noi tratament pentru dumitare, dar cu un efort de voință, ai putea dumitare să începi să te miști, să faci recuperare. Și l-au pus în buferirea spitalului unde era un mână curent. Și astea îl vorbea în altă de ce era aici, la domnul nostru. Și îmi spunea, fraților, el era un om foarte rapid, foarte iut, foarte apric. Și îmi spune, eu n-am știut ce înseamnă să nu pot să fac. Când am făcut primul pas, am transpirat tot. Tot trupul meu durea. Și mă țineam cu mâna de bară, am închis ochii, am spus, Doamne, mulțumesc că am putut să pășesc. M-am odihnit și am mai făcut un pas. Și până la capătul morții, pentru fiecare pas, am mulțumit la Dumnezeu. Ni se pare normal să sărim pe scări, nu? Scările astea voi li săriți cu umbrele. Că ni se pare normal. Ni se pare normal să fim sărătoși. O grămadă de oameni sunt bolnavi. Am înțeles că dumneavoastră aveți ceva clar de medicare. Să vă spună ei cât de mulți bolnavi sunt. O grămadă de oameni. Dar noi suntem la adunare și Dumnezeu ne-a ajutat. Nu am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu? Amin. Dumnezeu să ne dea pe cei care astea și înțelegem iată. Că avem sănătate de la El. În Filipeni, capitolul 1, versetul 3, Apostolul Pavel, vorbind cu cei din Filipi, spunea, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată aducerea lui. Au avut părtășii frumoase, au avut bucurii, dar eu am înlocuit expresia aducerea minte și am pus sinonim mulțumesc cu Dumnezeu pentru memorie. Că asta înseamnă aducerea minte, da? Știi ce mult înseamnă să ai minte înțeleaptă? Să ai memorie. Am întâlnit oameni care după ce au bătrânit, îl țineau copiii în casă cu ea, pleca de acasă și nu mai știa unde e casa lor. Nu mai știa de unde vine, nu mai știa de unde pleacă. De când am întâlnit oamenii aceștia și până acum, eu am o rugăciune. Doamne, ține-mă cu minte clară până la ultima suflare de viață. Păi lucru mare ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, crede omul că nu este explorat. Foarte puțin. Toată medicina asta îngenunchează în fața creației Dumnezeu. E de o complexitate ce nu poate fi pătruns
lucrare cu Dumnezeu. Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Dacă ar fi să trecem în domeniul religios, că Evrei 12 cu 28 spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clădina, să ne arătăm mulțumitor. Este o diferență între a fi mulțumit și a te arăta mulțumitor. A fi mulțumit, mulțumirea e o stare interioară, pe care tu o posezi, pentru că mulțumirea, înainte de a fi o acțiune, e o posezi, nu? Dar după ce ai starea asta de mulțumire, tu trebuie să ți-o arăți. Când citim în Galateni 5:22, roada Duhului spune acolo, roada Duhului împotrivă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, faptele de bine, prândețea, credincioșia și înfrânarea acolo. După bunătate, apare o altă roadă, numită facerea de bine. Că facerea de bine e o extensie a bunătății, nu? Degeaba am bunătate dacă nu fac bine. Că bunătatea se exprimă prin facerea de bine. Am mai povestit eu cum luam un nepot, la București, mă, deși eu preferit, în tribunal, în acolo. Și el avea un prieten, în la Sigeama, s-a dus și pe poartă era o emblemă mare, câine. Măi, se uită pe dar un buliu mare, un tribunic acolo. Și el deschide, se zărește, cum la noi, câine, se lacă, se lacă, aruncă cu petrecere, deschide portița și nu îmi pun. Dar portița deschisă, în cazul să ridic, el se poate ieși. Că e nimic, scrâng, face, că ce e? Până la urmă vine a stăpânul din grădină. Că e nimic, spune, măi, dar scrie pe poartă, că e rău, că nu face nimic. Stăpânul zice că e rău, dar ține el, așa nu s-ar arată. Degeaba am o bunătate, dar o țin în mine. Nu? Nu arăt. Și degeaba am o inimă plină de mulțumire, dacă nu te exprim, nu mă arăt mulțumitor. Revin la al treilea domeniu. Domeniul religios. În Fapte 28, cu versetul 15, Pavel, în drumul său spre Roma, întâlnește niște frați și o mulțumit lui Dumnezeu pentru ei. Hai să facem un exercițiu în seara asta. Uite-te la cel de lângă tine și mulțumește lui Dumnezeu pentru el, pentru ea. Ești mulțumit pentru sora de lângă mea. Da? Mulțumit pentru familie din Dobrin, pentru frații din Dobrin. Mulțumesc la Dumnezeu pentru toți ăștia. Padre și mi-au văzut să o învățat și o mulțumit la Dumnezeu pentru ce stați. Haideți să fim mulțumiți de frații noștri. Să-i vorbim de bine, să-i lăudăm, să-i ajutăm. Doamne ajută-te, amin. Mulțumim cu slujba. 1 Timotei 1:12, Pavel spune, mulțumesc la Dumnezeu care m-a găsit vremii și m-a pus în slujba lui. Ești mulțumit de slujba care are la tine? Da? Slavă Domnului. Dar ce facem cu cei nemulțumiți? În 1 Corinteni 12, la versetul 13 în jos, Pavel vorbește de mădularea de trupuri. Comparând biserica cu un trup în care fiecare membru de adunare e un mădular. Dar printre altele, lucruri care face Duhul Sfânt spune, când un mădular este prețuit, toate se bucură. Te bucuri de succesul cuiva? Da? Când o soră, nu știu, aveți cântări pe soră, o mie, da, cea mai frumoasă strângă pentru mine, în mare, pe mine, cum e predică, pe tine, mie, îmi place cântarea în cor. Din clasa 8 a început să cânt la cor, până în mod apropiat de jur. Îmi place cântarea în cor. Că aveam cântări cu soră. Și câteodată, o fată doar cânta soră în loc la altă. Știi când era mare de ținut, dar la prima. Am fost într-o adunare unde tocmai au avut loc niște alegeri și eu am predicat de aici. Când un mătular e crescut, toate se bucură. Și puteați să ai comitetul adunării și uitați-vă la ăștia care nu ieși din comitet, puteți să-i bucuroși. Dar eu vă trăi numai așa să te mântui ca capul în sus. Dar vă trebuie să te împocăiți, dați-vă. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim mai bine. Să mulțumim Domnului pentru frați, pentru slujbă. 2 Tesaloniceni 2:13, mulțumesc pe Dumnezeu pentru mântuirea care mi-a dat.
acolo, trec oameni care au probleme în familie și pe mine Dumnezeu mă chema la mântuire. Și un băiat odată scria o cântare, ce ai găsit, ce ai găsit, Doamne, de mai mântuit. Nu știu ce-a găsit Dumnezeu la mine, dar într-o zi s-o atins în mine, s-o oprit în dreptul meu, mă chema la Sfânta Pocăință, am încheiat de pământ cu el și botezul cu apă, m-a botezat cu Duhul Sfânt și m-a izbăvit de puterea păcatului. Dumnezeu pe mine m-a mântuit. Și vă mântuim și pe voi. Îi mulțumim Dumnezeu? Să ne ajute Domnul. Amin. În Romani, capitolul 1, versetul 8, spune că noi am fost chemați la credință. Mulțumim Domnul pentru credința care o avem. Pentru că Domnul ne-a dat credința aceasta. De care nu au toți. În 1 Corinteni 12, 8 și 9, Pavel spunea, unii adevăr de dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința prin același lucru. Și Dumnezeu, Bogul Cerul din Domnului, care mă ascultați, vă dăbui credința mântuitoare. Îi mulțumim Domnului? Slăviți să fie Domnul. 1 Corinteni 1 cu câtul 4, acolo spune, mulțumim Domnului pentru harul Său. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 18. Mulțumesc, spunea Apostolul Pavel, că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Pentru darul de Duhul Sfânt. Pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru mântuire, pentru credință. Hai să-i mulțumim Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Legat de mulțumirea aceasta, eu aș vrea să vă întreb, cum ne exprimăm noi mulțumirea? Că spune că trebuie să ne arătăm mulțumitori. Păi ce mai simplu? Prin vorbire. În Efeseni, capitolul 5, versetul 4, spunea să nu salut între voi. Nici cuvinte corpoase, nici vorbe netimzuite, nici glume proaste, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Asta se învață. Asta se învață. Avem noi cuvinte de mulțumire? Ne folosim? Sau scumpe? Vreau că eram într-o familie care au venit cu o doamnă, o soră, și a avut copii, nici ăla tot unul bumboară. Poate că o sunt o dată bumboară în bună, cum mai desfăcea una. Și mama îi spune, cum îi spune la tante? Băi, tu mică. Și că spune mulțumesc. Băi, tu mică. Și că dacă nu îi spune mulțumesc, tante ți-a bumboară. Băi, așa de spun cuvântul ăsta, mă, îi dau eu funda cu bomboane, și când mai ușor îi spun mulțumesc, ei, noi trebuie să ne învățăm să folosim cuvântul ăsta. Dumnezeu să ne ajute, amin? În Roman 16 cu 4 spune, vorbind de acuirea și creșterea, le mulțumesc nu numai eu, dar toate bisericile ieșite din Trineamă. Oamenii ăștia au făcut ceva. Eu acum ajungând la capitolul construcției și noi am construit mai multe ori. Și eu am stat cu cinci de cauciuc și eu am stat cu o bată în mână și eu că n-am stat aici în el și nevastă mea a făcut un cap care este iar. Eu știu ce înseamnă asta. Dar la urmă noi am avut un cuvânt de mulțumire. Nu mi-i dat mie să vă mulțumesc. Dar eu, ca un străin care trec în Canaan, vreau să vă spun tuturor că eu vă mulțumesc pentru ce ați făcut aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu-i păcat. Nu-i păcat. Când eram tânăr, nu cred că am fost cu un grup de frați mai dus într-o adunare, Domnul a lăsat har, acolo a fost tare frumos, dar unul s-a ridicat conducătorul de acolo, așa ca o figură ca mare. A spus, mulțumim la Dumnezeu. S-a uitat la noi, la frați, nu ne mulțumim să nu se mântuiască. Dar nu o ne mântuiască. Nu ne mântuia, chiar că de altă credință, dacă ne mulțumea, atunci când cineva merită un cuvânt de mulțumire, trebuie să-l dăruim. Mulțumesc frumos. Doamne ajută-ne. Amin. Este mulțumirea cântare, Coloseni 3 cu 16. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile noastre. Doamne ajută. Este mulțumire în rugăciune. 1 Timotei 2 cu 1. Vă îndemn, dar înainte de toate, fratele, să faceți ceri, mijlocii, mulțumiri. Și noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna. Amin? Amin. Spune Corinteni, cât 10 cu 30 acolo. Dacă iau prana cu mulțumire, pentru ce mai sunt judecat? Pentru un lucru care mulțumesc.
Înainte de a aduce o bucătură la gură, și a mânca, copii, da? Și noi, noi trebuie să mulțumim la Dumnezeu, da? Da. Nu mâncăm fără să mulțumim, nu? Eu după ce m-am căsătorit, acum 30 și mult de ani, am mai povestit eu asta, mi-am făcut un obicei. Îmi arăta nemulțumirea față de soție, prin refuzul de a mânca. Mi-am luat la serviciu și ceva să spune, mănânci? Eu nu mănânc. Dar de ce spunem așa tare? Că îmi plăcea. Că ea spunea, hai de loc, hai de răspunie, șvertu, hai de loc. Și mie asta îmi plăcea că ea se ruga din mine și eu ca și cum mi-aș face un favor mare, m-am apucat și mâncat cu mine. Într-o seară am venit la serviciu târziu, așa de lumea, nu știu ce nu mi-o convine în mine și ea spune, vrei să mănânci ceva? Nu mănânci. Ea s-a întâmplat pe parte și era s-a urcat ceva. Păi mi-am făcut și armat, am fost și la prin casă, am dat 2 zile de foame. Foame ca animal, de ce el nu m-a făcut ceva. M-aș fi spunat, am să mănânc. Dar unde era bărbatul din mine, dacă eu mâncam. Și atunci eu m-am hotărât că n-am să mă mai stup de mâncare, n-am să mănânc și mănânc. Am să care doar pe el, cu nemulțumirea. Și unul dintre fratele nemoloși la seminar, noi, un bătrân de aproape un vie, trecut de 70 de ani, și printre altele predica și spunea, surorilor, dacă bărbații voștri sunt mânioși, să nu li dați bucate. Că ei trebuie să se roage la Dumnezeu și în 1 Petru 3:7 spune că rugăciunea e predicată. Cum se roagă el mânios? Dar el se ruga la surori după ce este un dumneavoastră să ruga la mine. Și eu aștept asta e predică. Deci n-am voie să fac moștru la mâncare, și nici n-am voie să mănânc în mâncos. Eu la mâncare trebuie să mă rog Domnul. Voi nu vă rugați să mâncați? De rugă, familie, să la rugăm. Și mulțumim la Dumnezeu, nu? N-aș vrea să vă insist în modul în care ne exprimăm mulțumirea. Eu m-am confruntat cu o altă problemă. Voi îmi cereți mie, Scriptura îmi cere mie să fiu mereu mulțumitor și eu nu sunt de mulțumit. Eu n-am întotdeauna mulțumit. Și atunci ce am de făcut? În Filipeni, capitolul 4, parcă versetul 11, Pavel spune așa, căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Frații mei, lecția mulțumirii se învață. Asta lecție vreau să învățăm în seara asta. Noi trebuie să învățăm să fim mulțumitori în starea în care suntem. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și mai este o metodă. Eu am un prieten din America. O terminat liceu de 70 ceva de ani. Și-a vrut că nu mult făcea pe cel. O terminat liceu și o mai făcut în o școală de 3 ani și o ieșit asistent medical. O fost șef de promoție, grupa lui, foarte pericotat. Nu e partizat la el în sat, ca asistent medical. Ce spunea el mie, măi, în grupă cu mine, era o domnișoară, care nu știa de bine nici tarba mulțumită. Copil aranjat cu o fată, eu am ajutat cu mai ei examene, s-o măritat cu activistul de partid, spunea el, în vremea de Ceaușescu. Și mă întâlnesc cu ea din orașul Suceava, și ea spune, o, tu ești, eu a spus numele, nu spun. A, mi-a făcut aminte, dar am fost. Păi, m-am dus acasă și am spus, Doamne, mare nevoie. Eu am învățat bine, am terminat și de promoție și îmi merg în sat cu geanta asta la gând și îmi mânc babele la injecție. Asta e meseria mea. E trimit la doamna doctor la dispensar. Și asta nu a făcut nimic, mă uitat cu mare doamnă și mare poziție. Și mai prin Siria, așa am fost nemulțumit. Dar în aceea să nu se întâlnește cu cineva și spune, măi, tu știi că Ionică de la noi? Da. Măi, am nas, țărel, frumușel, învățat bine. Măi, o paralizat, stă la pat, nevasta spală, nevasta îl îngrijește, vai ce nenorocire la casă. Și-a spunea prietenul, m-am dus acasă și-a spus, Doamne, iartă-mă pentru acele 3 zile de nemulțumire. Eu umblu cu ceartă în gândiță, dar umblu. Prietenul meu se împac și ceva să trebuie să îngrijească. Am ascultat dar o predică de Iosif, vândut de frață lui, un predicator spunea de bucuria lui Iosif vândut de frață lui.
Și eu zic, uite, ce poporul e Ion? Și descria predicatorul ăsta cu Iosif, cum era mâncat de frații în fundul propriu, și ei mâncau, frații mâncau, mâncarea cu sudie, primarul propriu spunea, îl omorâm. Îl omorâm și spunea, ce stai de cuvință din lui, făuritorul din vință, îl omorâm. Și Iosif tremura acolo. De data la fel de trecute, eros tare să-l omorâm. Sau pe Iuda, hai mai bine să-l vindem, dar ești mai nici. Tot el pe fundul gropii să vină, tu să le spus, bă, nu mai omoară, mă vin, dar nu omoară. Știți că metoda comparației de la Dumnezeu și eficient, dar nu vă comparați cu vicurile din biserica, nu știu, județul biserică rușie, biserica. Comparați-vă cu atâția oameni care sunt mai nenorociți ca voi. Și atunci o să puteți mulțumi cu Dumnezeu. Doamne ajută, amin. Un ultim candidat de mulțumit. A fost greu până aici? Nu a fost greu, a fost prea ușoară, nu? Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu în anul 2020. Și chiar aș vrea să facă că eu avut o evaluare. Dacă ar fi o scală de la 1 la 10, ce notă meritați voi la mulțumire? Eu am copii și în facultate și în liceu și în școala generală. Și au venit copiii și au dat un test, li s-o da barierurile și toți copiii corectează. Și-și dau loc. Eu când i-am spus, dați-vă ție, ce vă duceți mă, dați-vă ție de acolo. Că nu dau dacă după aceea corectează profesorul și dacă n-am evaluat corect de stare. Au, la noi nu merg, dar eu mi-aș fi dat primul de la piesă, m-am zis ce punea. Dar acum e așa, știi? Dar hai, acum dați-vă dumneavoastră un loc la mulțumit. Cam din cât ați mulțumit voi în 2019? Am fost în Ucraina și veneau copiii la școală, vedeți, așa i-am clasa 4, 5, 6, da, mă, e steață, e foc. Am spus, măi, tu unde vin? La școală. Dar îți place școala? Place. Da. Și o vezi bine? Da. Ce nu te-ai luat clasa? Și ea stia așa, trebuie să comentari. Astăzi am luat nota 12. Și eu mă duc să fac acolo. Dar mama și-a spus, nu le dăteam de dragoste. În Ucraina, în mod, îți dăteam 1 la 2. Este un dobric unul care are nota 12 la mulțumire? Cam de cât? Cam de 5, cam de 6? Dar în anul 2020, cam 5 metri o să obținem noi la materia numită mulțumire? Creștini din dobric. Și mai am un gând. Fii tu, Iisus, o pricină de mulțumire pentru alții. Scrie cuvântul Domnului în Vârful din capitolul 1, versetul 11. Voi înșine ne veți ajuta cu rugăciunile noastre. Pentru că binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un lec de mulțumire. Odată vă spun atât, frate. Îmi spune, frate drag, spune. Vreau să vă împrumut cu ceva. Eu când am auzit de împrumut, am devenit mai prudent. Spune. Vreau să vă împrumut cu o rugăciune că trec pentru necază. Și când o să fii tu necat, am să-ți dau rugăciunea mea înapoi să știi. M-a rugat pentru el și el a putut să-l trebuie să-l face pentru mine. Noi putem să vă ajutăm, noi putem să-i ajutăm pe alții și prin mulțumire, prin rugăciune. Dumnezeu rezolvă problema și voi sunteți de acum un prilej de mulțumire pentru alții. În același 2 Corinteni, capitolul 9, spune cuvântul Domnului în versetul 12. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile Sfinților, dar și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Ajutorul este bucata ta de pâine, căinuța ta, bănuțul tău care îl dai la altul, acoperă nevoile altor. Dar nu numai asta. Tu ești un prilej de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Îi ajutăm noi și ceilalți. Acest prieten al meu, care acum e în America, după ce a terminat școala, la început a fost repartizat în câmpul lung, moldovenesc. El era un recitator de excepție. Cineva spunea că în adolescență a citit de cărți în bibliotecă. Deschidea Scriptura, citea un verset și vorbea cu toate acolo ori. Când fratele ăsta venea la adunări, era cu bucurie pentru că era cunoscut în zonă. Dar la punctul în care nu a ajuns,
nimic. Odată m-a întrebat un bătrân, mă, dacă fericit de aici. Am terminat facultatea și am fost repartizat aici. Lucrez în Câmpul Rupt. Ăla a spus, spune, cum ai venit unul la noi cu o clasă bun eu și-o plecat cu bărbunul. Asta a fost de primirea lui. Și o stat multă vreme fără să-l pună nimic în acea tratea lor, să spun. Dar într-o duminică se făcea strâmbarea tineretul. Invitat un grup de la Rădăuță. Vin până acum de acolo programul pe unul păstorul, dar aia de Rădăuță spune, dar de el pe fratele ei. Îți spune, dar ce nimic? Bă, ăsta recită, ăsta predică, tot în zona, acum ta ai mult cu noi, păstorul mai multe, nu-l cunoște. Măi, n-am știut. Și se duce miros la el, ăsta primar, că spune, frate, cu ce ne puteți ajuta în seara asta? El spune, Domnul spune, cu trei lei la colecta. Nu știu la cât e colecta la dumneavoastră. Nu știu cât e ajutorul care îl dați la cei săraci. Dar dăruind celor săraci, puteți să fiți un prilej de mulțumire. Acoperiți nevoile lor, iar după ce tu pleci, el să pleacă pe genunchi, și îi mulțumesc de Dumnezeu. În Psalmul 41 e un verset interesant acolo. Începe Psalmul, ferit de cel ce îndrăjește, de cel sărat. Cunosc un frate de Rândăuți, băiatul lui mi-a povestit, care avea o durere groaznică de stomac nou, nu îi depune nici cu medicamente, nici cu nimic. Se zbârbolea în toate durere și cu ultimele putere s-o da jos din mașina patru, o lua Scriptura, o deschis la Psalmul 41, o pus degetul pe versetul 3 și o spus așa, Doamne, eu am împlinit versetul ăsta toată viața, de acum împlinește-l Tu. Și îl povestea băiatul lui, care trăiește. În momentul ăla tata s-a ridicat, vindecat de Dumnezeu și s-a trăit cu durere. Pentru că el în toată viața a îngrijit de sărat. Și când au ajuns pe toate suferințe, Dumnezeu i-a ușurat bolile și durerea lor. Închei predica, frații mei. Doresc ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. N-am avut o predică de evanghelizare. Nici pentru ortodoxi din Dobric, nici pentru alte confesiuni. Am avut pentru toți creștinii că Biblia este aceeași. Și toți cei din Dobric, din Caia Numic, și de unde suntem noi, suntem datori să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu cu privirea la noi. Amin.